E frigut și mă încălzesc la un foc. Hai și tu, Paul, să vezi cum... De ce nu dai noroc? Ești pregătit să facem, să încercăm să facem animația de dab? Da, să-mi zici cum. Bun. Du-te la gesture pe hra. Nu ai, ba, uite, cred că e ultimul. Joy. Nu, înapoi, Hurrah, hra. Așa. așa. Na, dă-i hra și oprește animația, dă iară, dă-i A, pentru confirm și după aia mai dai odată când ajunge cu mâna în față. Nu, nu e asta. Nu e asta. Încearcă joy. Wait a second. Joy. Nu asta. Ah, am văzut în date, azi dau joy. Și ăsta putea da Joy, cred că Joy se pregătește să sară în aer cu... Ăsta-i. Dar cum Și îi trebuie să dau? oprești, trebuie să te oprești înainte să sari, dar nu știu cu ce anume te oprești. Dacă te oprești înainte să sari, vezi, face numai dab. Face numai partea Ia, hai cu să vedem, mâna. da, nu? Nu face nimic de... Nu oprește nimic. Poate trebuie să-ți pui pe slotul default de gesture Oh, Joy-ul, ok. să-l tot spamezi. Cum dau... Dai switch cu X, deci te duci pe primul pe care ți-l dă și dai switch. Am Pe înțeles. care ești by default, pe ăsta? Pe what is it? Well, what is it? Da, asta e. Da, bun, și pune Joy. Ok. Da, bun, și acum fă-l în mod repetat. Care e butonul? Back și A, back și A. Da, asta e. Nu, te pune în mijloc, bă, te pune în mijloc, pe back-end. Ah, de ce? Mută-l, pune-l, pune-l unde trebuie. Cam am să te buim o dată. Deci în mijloc, pe back-end, da? Da. Pe beacon mă pune. Deci în loc de beacon, punem Y, switch, da, și Joy. joy. Ok, hai să vedem. Bun, și acum dab. Atât! Fucking dab! Ha! Ha! Acesta a fost episodul nostru, ne auzim săptămâna viitoare. Asta este punctul culminant al tehnologiei umane. Fucking dab! Ha! Ha! Paul? Bagă scutul, adică two-hand-ul e, Nu-mi two-hand-ul place. e să dea mai fără scut. Dab Nu, ăla Souls. nu-i butonul de ăla, așa. Acum Hua! atât. Hua! Pra. Ha! Așa, gata, that was fun. Bun, excelent. That was a good solid 10 seconds of fun. Superb. Dar cine știe, poate o să avem nevoie de dabbing. Bă, sigur o să avem nevoie când batem câte un boss. Ah, da! Fucking yeah! De buin de fiecare dată. Bun! Și apropo de boss pe care vrem să-i batem, hai să mergem să batem Silent Demon Hai să mă 2. teleportez acum la foc. Ah, Da, stai! da. Baftă. Ai liftul aproape, o să trebuie doar să mergi sus și în catedrală. I am not happy. De ce? Flush, 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 flush. Ha? De ce nu ești fericit? Nu Puteți înțeleg. să mă întorc acum. Ah, whatever, n-ai mult de mers. Încolo, da. Da, mergi încolo. Coboară până la Firelink să activăm și bonfire-ul. Păi, oricum, aș fi făcut asta. How do you do, fellow kids? Hai, un pic de warm-up. Știi ce? Nu m-am uitat. La ce reinforcement level e Zweihander-ul? Destul de măricel dacă mi-aduc aminte Păi vezi dacă e bine. plus 5. Dacă e plus 5, sunt de la maxim. Item... Nu, în mai la... așa, Plus aici. 5. Plus 5, excelent, bun. Cine zice acest prieten? Nu? Nu? A, trebuie să închid Trebuie să asta. închizi meniul, da. Be wary of right. E mort. Ok. A, Be nu! wary of the far În right. general, știm menuți, știm. Nu știu unde mergi. Mă duc la Firelink, nu? A, liftul e Nu, aici, încoace fuck, am da. uitat, eu credeam că trebuie să mergem pe jos. Nu, de-aia zic că e extrem de aproape. Da, e aproape, s Efectiv. prost. Stai să ne pay respects, stai. Gata. You love to see it. Respects paid. Bun. Those boys can just fuck off. Muie.
Vai, zi. Edgar, am văzut un clip și nu cred că e absolut deloc ok că am râs la el. Oh. Dar era un clip despre oameni care suferă de sindromul Tourette. Așa. Sindromul Tourette nu se manifestă tot timpul în jurat. Se manifestă în ticuri și da, verbale și non-verbale, dar de cele mai multe ori chestiile necontrolate pe care vrei visceral să le faci sunt să înjuri. Mm-hmm. Așa că oamenii ăștia nu se puteau abține și majoritatea înjurau. Problema, Edgar, oh, nu, e că erau scoțieni. Ah, și nu înțelegeai nimic? Deci, în continuu, era unul care încă te zicea, fuck off! Oh, fuck no, off! Oh. Fuck off! Și erau niște scoțieni care înjurau și făceau chestii repetitive. Stai și mă uitam la mini-documentarul ăsta despre scoțieni într-o asociație care suferă de sindromul Tourette și mă gândeam, ăștia sigur au sindromul Tourette sau sunt doar scoțieni? Oh, Paul, you! Deci, nu puneam să spun... No. Nu sunt nimic diferit de stereotipurile pe care știu despre scoțieni, știi? You're going to hell. Știu. Fuck off! Credeam că sunt cu adevărat scoțieni și sunt toți acolo. The Craig and the Crow, hai n-ar! Ești chiar așa. Hai să vorbim cu diversi. Cu Lautrec am vorbit oare? Jos. E sub Firelink. Nu, dar credeam că e mort băiatul. Nu, Lautrec nu e mort. Nu, băiatul cu chainmail. Nu, încă nu este mort. Ah, credeam că l-am omorât. Ah, e mort Lautrec. Ah, ok. Lautrec a plecat și ia, Firekeeper-ul mai e? Lautrec sigur nu e mort, că le-am dat drumul, dar cred că a plecat el, pur și simplu. Ok, bun. Da, dar am vrut să știu. Dacă vrei să-l omori pe The Boy, ești... Hey, hey. Got some PCP? Pe The Boy? Da, cu plăcere, Paul. Dacă vrei, nu, adică tu ești ăla genocidal. Dacă vreau, Paul! Ce? Atajă de să te moare. Trebare e asta. Mi-ai promis un banc, acum să-ți distrag atenția. Vezi că nu two-hand-ui... Nu vreau să two-hand-ui. Nu-ți vai-hand-ui, ți vai-hand-ul. Nu trebuie să-ți vai. Păi da, vezi că poți să-și ții scutul dacă... Vreau să fiu băiat. Fii băiat. Cu ce țineam lock-on? Apeși right stick-ul. Să mori. Știu. Oh, nu pe aici! Right stick, aha, gata. Ah, nu mi-a dat heal. Nu ți-a dat absolut deloc heal. E mort oricum. Beware of right. Bun. Ah. He's very dead. Nu dropă nimica? Nu dropă nimica, doar are niște suflet. Că-i sărac. Cu X, Edgar. Așa, căutam Estus-ul. I'm not even sweating, man, sunt pro la jocul ăsta, Paul, te rog frumos să mă lași în pace, am da? Am văzut, erai cu viața la minim, l-ai bătut pe băiat. Confident as fuck. Asta e pentru că m-am uitat la Always Sunny în Philadelphia, Paul, și mi-am recăpătat vigoarea. Încrederea de sine, da, da. Mojo. Ai Dennis energy acum. Da, fucking, oh my god. Da, ți-am promis un banc, Paul, știi bancul cu Cousin Vinny? Nu. Vini să mă piși, ha! Știi, bău, cu caz în vișine, Edgar. Excellent. Mua. Bun. Mergem, la pasăre. Ai zis... Nu te vorbește cu oia. Da, nu te vorbește cu ăștia întâi. Nu știu de ce, că în playthrough-ul meu dispăruse după ce am făcut acolo. Ei, bun, om cu freză regretabilă. Vorbește cu el. Da. No, n-ai idee cât de mult vreau să te mod. Ok, next. Ești băiat? Ca băieții. Putem să știu că e femeie, ok. Ok, that was charming, Paul. Ok, fie cum facem. Voi plecați, dar ne vedem noi și, you know, vă dau un cap, ok? Ciao. Ok, am vorbit cu ăștia, Lautrec e dispărut, Firekeeper-ul stă, e tristă. Ce, what's there to talk?
Mai e ceva? Nu mai e nimic, nu? Nu, nu mai e nimic, putem să mergem. Okay. Ai dat rest la Bonfire, ai dat parcă. Am dat rest la Bonfire. Blan. A, uite, se aude. E pe aici. O să ne spună cum e cu finanțele globale. Moment, da, încă se foră. Sure. Eu regret gluma. Well, I take it back! Aaa, am înțeles acum gluma ta antisemită, da. Pentru că nu înțeles-o. I swear to God, arată ca o caricatură, o să-l vedeți și voi dacă nu l-ați văzut până acum. Framt arată ca o caricatură și nu numai că arată ca o caricatură de evreu stereotipic. Dar de ce spui asta? Nu înțeleg de ce spui asta, pentru că are mustățile alea lungi care par a fi cârlionți? Da. Dar îți mustăți, mai degrabă un Fu Manchu decât altceva. Mm-hmm, vedem noi când apare. I think that's your shit, Edgar. Vedem când apare. Na, pe dincolo. Da, puteai și pe dincolo. Și pe aici poți, dai mai greu. Da, da, pe dincolo. Frumpt Antisemite. E posibil să fie doar la mine, mă. Așa, să-mi zici. Ok, nu-i suficient Frumpt. Kingmaker Frumpt? Nu, cum îl cheamă? Flameseeker Frumpt? Kingmaker. Dark Souls Frumpt. Na, Edgar, baftă. Fucking baftă. Tușcă. Baftă la ce? Mie nu mi-a ieșit din prima asta. Paul, they fixed it în ăsta. În primul mi-a ieșit nici mie. Da, da, da. Că nici eu știam că stau 1000 de ani la asta. Nu, în ăsta e fixed. Că să mergi pe acoperiș, da. Să iei cheia. Nu, înapoi. Ah. Înapoi. Eu acoperișul de la capela asta. Întoarce-te. Uite în jos și... Întoarce-te și uite în jos. Edgar! Uite după un item, îl vezi de aici de sus, uite după el, caută-l. Îl caut. Ah, gata, l-am găsit. Așa, aia e cheia. Acolo? Trebuie să stai acolo? Game facts, da. Poți să cut sau ai roll? Roll. Oh, ok. Așa. Are the primordial serpents anti-Semitic caricatures? Yeah. Aștept să încarce și vom avea o discuție. But that's just... problematice. A game theory. Oh, nu. Și după aia mă duc în cuib. Am să intru pe browser efectiv, pentru că aparent, da, trebuie să mergem cu ei. Aparent nu vrea să facă ce trebuie. Nu vrea să-ți dea răspunsul. Dar să-ți frământ antisemite, nu vrea să deschidă pe telefon, așa că trebuie să... Kingseeker, mă, Kingseeker. Kingseeker, Kingmaker, Kingseeker, pot aia. Hai, zic că vreau să... Hello, baby chicks. Pune-te, că durează ceva. Ha, I'm a neg. Durează foarte mult să vină să te ia. Jocul ăsta e foarte caragios câteodată. Nu știu dacă am mai zis chestia asta. Da, este. De ce îmi... de ce găsesc alte... Doamnelor și domnilor, această mișcare păcălește acel corp gigant că eu sunt un pui. Not really, că te duce înapoi, știe... Știe exact ce trebuie să facă. He knows what's up. Hello. Are the primordial serpents meant to be an anti-Semite? Bă, dar se deschide greu, what the fuck? Mă, nu funcționează. Nu vor să știm adevărul. Nu funcționează ca și anti-Semite caricature. Am înțeles, e vorba de iconografie. Da, doar estetica. They're channeling some very strong Third Reich propaganda. Și acum aflăm că ăsta este al treilea imperiu al flăcării. Și... oh, nu! Hello, burn boys! Burn boys! Yeah, I got you. Ok, cineva a lăsat, niște comenturi în thread-ul ăsta. Is Wario an anti-Semitic stereotype? No. Așa, stai că iar m-a dat undeva la, nu m-a dat pe prima pagina thread-ului. Gata, să ai grijă să eviți centrul camerei când intri acolo, să te odihnești la bonfire. Cred că știu ce zici, n-am mai fost niciodată pe aici. A, nu? Nu, dar se dă. Evită centrul camerei, vezi cum îi lăsat podeaua, nu trece pe acolo. Da. Nu am fost pentru că nu am dorit? Cred? Nu mai știu de ce n-am fost. O să presupun că n-am dorit. Ce mișto! Ah, this is ASMR, guys! Oh, that's not kosher, though. Ok, nimeni nu ia în serios topicul.
I don't know, man. I don't know. O să-l vedeți. You be the judges. Sitting at a bonfire. Can I level up? Nu cu 2000 de suflete, ce sunt eu, sărac. Bun. Este timpul. Cad? Ai grijă, ai grijă, ai grijă. Omoară-i tipe, o să te atace niște... Așa, ăștia. Oh, oh. Omoară-i pe ăștia întâi, pentru că altfel o să pice cu tine jos and you're gonna have a bad time. Da. Vreau să te bați și cu ei și cu Stray Demon-ul. I agree. Atâta? Atâta am avut. Bun. Păi, în cazul ăsta... Get away. I don't wanna get away. Tot scopul hai, e să... calcă în mijlocul... Și ai grijă că dă destul de tare. Hello. Hei, tu ești primul lucru pe care l-am văzut în jocul ăsta. Oh. Bomb! Wow! De tare. Wow! Yep. Wow! Fractul era yep. mai ușor de bătut. Yup. Damn you thick though, baby. Bine, bine, bine. Hai, gotcha, fie. Nu mă destafidesc. Și acum ești beef, păi nu. Acum ești iar beef jerky. Dar o să fac... Vezi, ai grijă la băieți. O să-i dau umilință. Na, ai grijă și mai tare că o să pice și ăla lângă tine și o să... Na. Bun, ia-ți, ia-ți slime-ul. Atât. Atât. Stai, Paul. Stop telling me I'm doing well. You're da, just... da, vezi, da. Vezi că ăsta are și... The stomp. Atacuri range, nu stomp. Are ceva atacuri magice. Ai văzut că o dat lângă tine cu ceva Chaos Orb. Oh, wow, am luat în cap aia. Să nu uiți că ai scut, dacă vrei să folosești scutul. Da. Și scutul ăsta blochează aproape pe tot, când îl chiar ții. L-am ținut. Nu l-ai ținut. Avem impresia că l-am ținut. N-ai fi murit dacă îl țineai. Blochează aproape tot damage-ul. Așa vreau să scuturile astea, indiferent cât de mare e arma inamicului. Ok, one more try. Am arat ok și ăsta fidit. Neee. Arat ok. Hello. Nu vreau să fac body shaming la Hollows, dar... Nu face body shaming atunci. It's easy. It's... take the dar sword. Dacă body shaming oamenii care nu ne plac, Edgar. Pe asta facem. Ah, da. Ben Shapiro e mic de înălțime. E Kel, de-aia poartă kipa. Na, nu-i Kel, are sexy jet black hair. Da, dar e Kel în mijloc. Și, nu, deci... Și a creat tot scheamul ăsta că e religios doar ca să nu-i se vadă numea Kelia. Se numește Kipa sau Yamaka? Aaa, și dacă că... nu, care-i care? Cred că ambele? Ia vezi. Deci eu mă tot gândeam, bă, Ben Shapiro chiar nu poartă Yamaka niciodată, că doar e devout Jew, ar trebui să aibă. Și aparent poartă absolut tot timpul. De câte ori l-am văzut, doar că n-am observat. Da, are jet black Yamaka pe jet black hair și... Da. Mă, știu, cred că e Kipa, mă. Aaaa! Oh! Imediat. E foarte... Zic imediat. Oh, e foarte incomod boss-ul ăsta. Kipa e ebraică și Yamaka aparent e în... Yiddish. Trebuie să fie da, Yiddish, exact. Da, da. Eu știam de Kipa. Oh, well. Uite acum, care e diferența? Și dacă se roade Kipa... Avem Kipa, avem valoare. Da, nu, e doar alt cuvânt pentru același articol vestimentar. Good! Kipa e ebraică și Yarmulke e Yiddish. Ok. Vreau doar să spun că acest thick boy este... Oh, wow, that was an attack. Ți-am zis, ăla de care ți-am spus. I keep dying. Nu găsesc un loc de a începe cum trebuie bătaia asta. Trebuie să te duci în spatele lui, în principiu. Okay. Să-l împungi în fund. În fundul ăla dummy thick. Oh boy. Oh boy.
Da, Paul, primul subiect pe săptămâna asta este: eu am văzut serialul mult amuzant și dorit și vorbit și memos. Am mai vorbit despre asta? Dar am văzut pe tot acolo, da. Am terminat, mă. Ești la zi cu Sunt la zi cu Always Sunny, gata. Ai văzut episodul apărut ieri? Da. Ai văzut Maximum Gun 4, Thunder Gun 4, Maximum Damage? Nu, am văzut episodul 1 din sezonul 14, n-am văzut 2. Ah, ok. Bun. M-am uitat chiar înainte să înregistrăm. Nice. Am luat ce mă uita. Primul ăla cu Airbnb-ul? Da. Care a fost... Oh, God, yes. Yes. Cu Airbnb-ul și cu când găsesc Charlie cu Frank, they're a couple. când își ia Frank toast spoon. Diferență culturală. God, I love that show, Paul. Da. E superb. E excelent. Și vreau să fac o mică recapitulare, așa, ca să fiu un studiu de caz pentru oamenii care ascultă această saga. Sigur că e interesant ce spun. Și să spun cu ce am rămas după un binging de 13 sezoane. Da, nu știu că e recomandat, ai binguit în 2 săptămâni, ai apucat să asimilezi. Băi, în primul rând, culturală, îl aveam deja inconștient, fiind prezent pe internet tot timpul. Ai grijă, că ăsta dă... E ăla, așa, ok. Deci îl aveam deja în cap, dar am reușit acum să văd firul narrativ, să văd personajele, să văd ce se întâmplă, what's the joke... Și vreau doar să spun că, da, în continuare Charlie e my spirit animal și săraca Dee e singura normală de acolo, se pare? Nu, e cea mai normală și câteodată pare victima constantă. Asta doar pentru că se iau de ea, dar e absolut la fel de oribil, ai grijă că o să dea atacul ăla. Mi-a plăcut în schimb că the fucking Range Rover e trigger-ul pentru psihopatie. Când o ia de prima oară Range Rover-ul și începe să devină psihopată ca și Fraxul. Și... Da. Oh, Doamne. Este un serial altfel. Uitați-vă la serial, e frumos. Recomand și eu acum. Pot să fac glume despre el. Îți permit eu, da. Îmi dă Paul the pass. Și te rog, Paul. Oare ăsta poți să-i tai coada? Nu mai știu exact. Cred că da. Cred că asta voi face. Nu cred că poți. Cred că numai dragonilor poți să le tai coada în jocul ăsta. Nu știu, Paul, eu o să încerc. Că-s prost. Ți-ai zis că-s prost? Well, te-ai descurcat mai bine dățile trecute. Nici nu ți-ai recuperat sufletele, dar e ok. Na. E ok, man. Gata, știu ce trebuie să fac. Te dai în cur. I know the way. Get all up in his butt. Yup, and then the smash. Am uitat. And then smash. Așa, dă-i deodată. Nice. Nightman. Da. Ăla este de referință. Ai văzut live show? Live show? Nu, înregistrat, dar adică... am văzut când au pus ei spectacolul. Nu era mult încă. Așa. Da, nu. A fost și un live show. Live, aveam ceva extras la un moment dat. La unul din sezoane și m-a arătat cum a pus în scenă The Nightman. Super. If you want to catch the boy, if you want the boy's soul. Boy's soul. Și parcă la un moment dat fac unul în chineză. Nu știu, nu mai țin minte. Fac în altă limbă. I might be remembering, în schimb, episodul în care unul din The Gang primește pastila de Be Smart. Flowers for Charlie. Da. Flowers for Charlie după Flowers for Algernon, în care Charlie crede că devine inteligent. Și vorbește gibberish, dar e convins că a învățat să vorbească chineză. Mandarină. Mandarină, da, și vorbește gibberish către ăla. Da. Către Jin Yang din Silicon Valley. Și acel episod e scris de băieții de The Game of Thrones. Nu. Ba da. Nu e scris de Benioff și Weiss. Caută. Nu, acum. Dave Benioff sau e regizat de ei. Wise, Always Sunny. No. Yes, baby, yes. E scris de ei.
a trebuit să asimilez cultural acest fenomen foarte Vai, repede. Nu, băi. A trebuit să caut să stau cu Wikipedia în față la fiecare. Vai. Îmi pare rău. Vai, ori scris unde episod. De ce nu au scris, mă, un episod la fel de bun și pentru finalul Game of Thrones? Au scris, mă, dar s-au lăsat s-au lăsat pe burtă și au vrut să meargă la Disney mai repede, pula mea. Adică sunt capabili oamenii, dar nu... You know, when the money calls on... Incredibil. Numai nu aș fi gândit într-o mie de ani. Da, nu, că nici eu, e unrelated, complet din senin vine faza asta. Și fix din 2011, adică cred că chiar scriau la... Mă, cred că da, da, era deja Game of Thrones atunci. Dacă nu, păi chiar nu începuse, așa, începuse abia. Ok. Vreau să stai pe loc, vreau să te, mă lași să te omor. Let me caress that booty. let me smash, de ce mă lași let să smash? Let me smash, please. Așa. Ah, mă ia cu... Bom. Nu, trebuie să te duci fix în spate, că altfel... Altfel îți dă. Îmi dă grav. Așa. Aș vrea să nu mai îmi dai. Can you not do the... Mai ai un Estus? Never Can mind. You not do the bad attack, please? Never mind. Oh, nu, Paul, acesta o să fie episodul. That's it! You're ugly, go home! Hai că avem tot episodul să bați. Avem bossul ăsta. Avem, e ok. O să fiu tensionat, o să voi vorbesc deloc în perioada aia când o să fie aproape. Ca și mine, va... când m-am bătut cu gargoieli, nu? No, Paul, trebuie să... You have to make up for it. Bine. Citesc The Boys. E ok. Cum e The Boys? Așa, da, e zi, ok, zi, e ok, e decent. Îți place pornografia? Vai, am ajuns la arcul ăla în care se duc la festivalul ăla unde se duc supereroi să se fută, da, să facă orgie în continuu și desenat tot în detaliu, foarte grafic. Yup. Gartenis. Gartenis e un adevărat geniu al prozei și... Mm-hmm. Cum arătau descrierile pe care le-a trimis lui... Nu, că nu-i Derek Robertson, artist. Show them titties! Da, exact. Aici vreau să aibă țâțele goale. Aici așa și aici vomită și aici tot se ejaculează în timp ce unul vomită. Edgar, cât humanity ai? Am puțin humanity, cred. Ai cel puțin 2 humanity. Trebuie să te uiți în inventar. Stai să kindle-ui, să kindle-ui bonfire-ul ăsta, că ai doar 5 estus. Ok. Sparge un twin humanity. A, trebuie să mi-l activez pe mine, ok. Da, sparge un twin humanity să îți dai cu umanitate și să îți dai cu... Una e două, nu? Că e twin. Da, una e două. Mm-hmm. Huh. That's Bun. Quick math. Reverse Hollowing și Kindle. Trebuie reverse Hollowing întâi. Mm-hmm. Normal că nu poți să Kindle-ui când nu ești, când ești Hollow, Edgar. E logic. Da, e logic. Ai dreptate, când sunt ai prost. Putut tu vreodată să Kindle-ui înainte să fii unhallowed? Pare rău. I've always been this slow. Toată lumea știe, dacă mă duc la un copil pe stradă să-l întreb, bă, poți să kindle-i dacă nu ești hallowed? Da! Dacă ești hallowed. România are formă de pește și nu poți să kindle-i dacă nu ești hallowed. Asta ne zice doamna la școală. Vai, România e un buchet de flori, preferata mea. Nu am auzit pe nimeni niciodată, Paul! Am auzit, nu, am avut și o diagramă într-una din cărțile de geografie cu România ca buchet de flori. What? Cine pula mea aranjează trandafirii așa să facă un arc carpatic în buchetul de flori? Nu. Dunăre, ca o panglică, așa, de ce merge în sus dinspre codița... Că... Dinspre coada buchetului, spre în sus. Nu, doamna, România e ca o pulă. Uretra este acolo în vârf. Și Delta Dunăre... Nu, Dunărea... Nu, căcat geografie, mâncam ei. Porție de fier? Dobrogea e coaiele. Și o pulă umflată. Dar nu vreau să continuăm foarte mult pe filiera asta, că furăm un beat de la Teo. Ce? Avea Teo un beat fix despre chestia asta, în România, că arată pește toată ziua, nu e niciun buchet de flori.
Nu știu pe nimeni să fi zis că arată ca un buchet de flori. What the fuck is wrong with you people? Nu știu, Edgar, toată lumea care a făcut geografie după de astea comuniste știe că e un buchet de flori. Stai un pic. Te rog, Paul. Băi, te învăța la școală că e un buchet de flori. Și mă dă învăța la școală că e un buchet de flori. Deci era o chestie didactică, nu știu. Nu știu, man, aveam profesoară tânără de geografie, de-abia ieși din facultate. Nu te voi întreba ce vreau să te întreb acum. Dar răspunsul e da. Ok, mulțumesc. Și nu înțeleg, dacă era proaspăt ieșit din facultate, înseamnă că nu știa că e un buchet de flori, nu-i mai învăța chestia asta, nu-i mai spăla pe creier nomenclatură. Da, era foarte șmecheră profa. Ne povestea cum s-a îndrăgostit ea de un croat. Și ați întrebat-o cumva dacă era din orașul ăla din Croația? Nu știam de orașul ăla, Paul. Eram pur, eram cu minți. Dar dacă ați fi știut? Da, o întrebam, îți dai seama. Nu, de fapt o întrebam direct pentru că presupun că a vizitat Croația în detaliu. O întrebam dacă îi place orașul ăla. Oh, God. Doamna, vă place? Ai meritat să mori așa pentru că Da, serios acum, doamna, e frumos? Bă, chiar am fost, au acolo un amfiteatru în orașul ăla din Croația. Băi, Croația e frumoasă în părți, e foarte frumoasă, adică sunt niște momente, niște locuri foarte frumoase acolo. Dar, da. Au un oraș, cum se numea, Rovin, cred. E foarte aproape de Veneția, e peste mare de Veneția, mm-hmm. Și a fost construit să fie un fel de oraș în oglindă cu Veneția. Foarte doar frumos. Că nu scufundat, dar e la fel ca și arhitectură și asta. A, păi da, că nu se confruntă cu aceleași probleme de scufundare. Da. Nu știu ce s-o gândit, hai să facem un centru cultural aici, în locul ăsta care se scufundă vizibil. Nu, hai să facem un trading post acolo. Păi și era chiar, păi nu, că era pe vremea orașelor state, adică Veneția că era stat de sine stătător, nu? Avea artiști, avea talente care veneau acolo, dar el a fost trading post most of all. Eu când am citit cartea Assassin's Creed 2. Așa, documentarul istoric. Documentarul istoric Assassin's Creed 2. Știu că erau cumva regiuni autonome. Că da, erau. Toscana cu Florența și avea... Erau, dar Veneția era... almost commercial. Acolo veneau și schimbau. Da, știu. Și din documentarul istoric The Borgias cu Jeremy Irons am mai învățat că și Milano era regiune de sine stătătoare. Ăla e cam desen animat pe lângă documentarul Assassin's Creed. Da, e absolut ridicol. Și eu am văzut niște documentare la viața mea, Paul, documentarul Rome și documentarul Daci și Românii. Daci și Românii. Am aflat cu stupoare că aparent Lucius Vorino și Titus Pullo erau figuri. Ce? Nu, stop, no, n-ai voie cu glumele de ăsta, Paul. Vorenus. Policat 4, la loc. Stai. Vorenus and Pullo sunt pe Wikipedia, nu vorbesc urât. Nu. Were two Roman centurions of the 11th legion mentioned in the personal writings of Julius Caesar. Îi plăcea și lui Cezar Pulos. Deci erau personaje istorice și aveau cel mai interesant arc în al doilea sezon din Rome. Lasă-mă puțin, deja... Paul. Nu, arcul lor era vârtos, dar un pic spre stânga. Era The Wacky Adventures of Lucius Vorinus and Titus Pulos. Oh my God. Da, era cea mai faină parte din serialul. Normal că era cea mai faină parte. Pulă și I want you to double check me dacă ai... Am la mine de mână browser și internet. Nu e spadă, pulă? Vezi acolo. Pulum. Nu, caută pulum. Pulum latin. E ceva, lamă, spadă, suliță, nu știu, ceva. Accusative singular of pulus. Așa, okay. Și what's a pulus then? Oh. Imediat. Tu... Îi pui. Găină. Deci e tot... E tot avian? Nu, this is interesting. E încă o dată avian. Ok. Pula e avian, nu ai... Descendants. Am aici pe Wikishunary. Yeah. Am descendants, da? Romanian, pui, virgulă, pulă. Ok. Deci e tot avicol. Vreau okay. Să văd pe Wikishunary. Așa.
Romanian, probably from vulgar Latin pula, feminine form of Latin pulus, offspring, child, cub, chick, etc. Compare a Romanian pula, Catalan and Spanish pola, and also Dalmatian pula. An alternate and less likely etymology derives it from a vulgar Latin root publua, from pubes. Ajungem undeva. Da, ajungem clar. Noun, pulă, 1. Vulgar slang, dick, cock, the penis. A murit acum, băga-mea și pula. Apropo de asta, exemplul de pe Wiktionary este... A zâmbit când am pus mâna între coapsele lui și am început să-i desmierd pula. My headcanon e că-i tipul ăla. Nu știu cine a scris entry-ul ăsta. Vulgar derogatory used among friends. Exemplu, dick, dickhead. Măi, pulă, ce faci la 8? Vulgar, la nobody, pula știe. Oh my god. Adverb. Fuck no. Ai ceva bani. Pula. True. Dar nu văd care e diferent, care de ce e related cu cuvântul pui. Păi avem poultry în engleză și da, știu, dar în română, deci în română pe Wiktionary zice că e păi, legat de cuvântul pui. Să fie. Caută poultry în engleză pe etimologii, online etimologii. Nu mă interesează de unde are etimologia, mă interesează cuvântul pui în accepțiunile lui actuale. Ca să ajungi de la... ce ar fi legat de pui. Mamă, ce ți-o dat. A, deci ar fi legat de pui pula? Da. Nu neapărat de pui, de păsări în general. De ce ar fi legat de pui pula? De păsări... ce făcut pula pe păi, strada? E de păsări în general, e cocoșel, e cuc, e... A, da, ai dreptate. A, da, mă! Ai, ai în engleză și în engleză ai cock, ai... Da, ai dreptate. Este... De ce nu m-am gândit asta? Nu înțeleg de ce este aviană. Eu și... nu știu cum o să-i dai numele acestui episod. Dacia aveau să Zweihander, dar scuturi? Păi da, uite, n-am folosit scuturi. Da. Eu nu scutul, Paul. Dacia aveau Falx, dar scuturi. Băi, cam, să știi că așa erau Dacia erau cu... Erau pe Zweihander, da. Cu Faluxul în mână și mai puțină. Trebuie să găsesc iară The Sweet Spot, ca să-l țin numai în cur. Yes. Are sens. Dacă ascultați acest episod în alt tab, îmi pare rău. Are sens. Dacă ascultați acest episod în alt tab, se tot așează Stray Demon-ul cu fața, cu curul pe fața lui Edgar. I'm ok with that, dar nu cu Stray Demon-ul. Îi da mi thick, băi, ce mai thick dintre boșii din Dark Souls, de departe? Da, I guess, hai să zicem. Hai să vedem, which Dark Souls boss is the thickest? Ăsta e. Which Dark Souls boss is the thickest? The 5 thickest NPC/bosses in Soulsborne. Avem un articol. Na, ăsta e. No, Guinevere, no pick available, too thick. Ah, dar chiar ai dreptate, Guinevere ar trebui să fie. E thick. Așa, The Asylum Demon. Ok. Dancer of the Boreal Valley, nu-i deloc thick. Acest articol e cam... Gwendolyn. E thick phobic articolul. Close it, Paul. Ei nu știu ce e viața, nu ne înțeleg. Folosesc cuvântul trap, deci... Nu, fuck off, fuck right off! The only trap I'm okay with e un inamic după colț. Și să fie și Gwendolyn. Nu, Gwendolyn nu este trans, nu? Ba da. E trans? Da, Guinevere, Dark Sun Gwendolyn, fiul crescut ca fiică. A lui Gwyn. Doamne, nici măcar ăsta nu este. E pur și simplu that's something else though. Nu e. Nu-i transgender, da. Dar știu că a fost crescut și educat. E tot fiul în canon. A fost crescut și educat ca fată, pentru că avea proclivitate pentru moon magic, care era o chestie tradițional feminină. E ce făceau părinții supărați cu copiii lor în secolul 18 și 17.
Îi creșteau ca alt sex și ziceau să toughen up. Ești fată! Mi-am dorit întotdeauna o fată, Percival, așa că vei fi fata mea, ok? Altfel, mami, bea opiu. Ui, mami oricum bea opiu, să fie da. Și în secolul XVIII. Mami, mai ia o guriță de cocaină. Mami, bagă niște eter. am un pisic crispat prin casă și nu știu de ce. Nu. He's afraid. Oh, Doamne. No, he's not afraid. Are momente seara în care fuge prin casă și sare și miaune, se agață de colțul camerei sus. Pot și stă și urlă. Pot să spun să le comand oamenilor să bagi în alta episodul ăsta, că eu ăsta tot dau la Stray Demon până când îmi iese. Gata, muriți. Ok. Let's get on again and again and again. Paul? Poate te-ai dus după pisic, sper că nu te-ai întrerupt. Nu-mi iese. Așa, acum te aud. Așa, tot încerc să și eu nu te mai auzeam. Ah, ok. Încerc să time-ui stamp-ul ăla, să pot să dodge roll de sub el, dar nu-mi iese, așa că o să încetez să fac chestia aia, că văd că mor de fiecare dată. Bună! E ok, Edgar. You are also beef jerky. Like me. Mai ai timp berechet și prin berechet vreau să spun aproximativ 15 minute. Ce? A trecut deja? A trecut aproape o oră, da. Oh, nu! poate am venit prea devreme aici? Da, nu, sigur putem bate. Nu mă se poate că am reușit, am murit fix la final. Și ce e la Dark Souls fără un murit repetitiv la un boss? Că până acum i-am cam steamrolluit pe toți. Da. Și am și zis că n-am făcut niciodată acest boss. Sunt... îmi vedeți thought process-ul meu. Fail upwards. Or lack thereof. Da. E ok. Ăsta am început. Hai să... Hai că ai învățat să eviți... Da, nu. Red Ball-ul e ok. Bă, da, auzi aici, tu oricum nu folosești scutul. Tu handuie și tu arma aia și... damaj mai mult, iată. Așa. There we go. Haide, vină încă. Deci, deja merge mai bine. Bun. Oh, nu, dădeam... și m-a luat. Blu. Beau la curul demonului. Asta e un nume bun de bar. Da, la curul lui Sidon. Survey Monkey. Am mai mult încredere în democrație decât într-un edgelord pe internet. Who is the thickest character in Dark Souls? Pot să văd doar rezultatele. E Stray Demon-ul, mă, n-are cum. Nu pot să văd doar rezultatele. Dar bine, vezi că votez în... Luăm proporțional la cât de mare e buca proporțional cu corpul, nu la cât de mare e personajul. Păi da, nu cât de mare e, nu, normal, cât de thick e. Ca așa tipa aia, cum o cheamă? Așa, Griggs of Vinheim, sigur nu, Rickard of Vinheim, sigur nu, Black Hat Logan, Big Hat Logan, nu, Loration of the Grand Somn, Spellcasterii nu, în general, Quelan of Izalith, nu, Eingi, nu, Petrus... Poate. Petrus e ăla din clericul din oraș. Dar nu-i mă cât ăsta. Nu. Am NPC-uri și am boși. Mm-hmm. Deci între NPC-uri s-ar putea să fie Dusk, Ingward, Crestfallen Warrior, Anastasia of Astora, Soler. Și Soler e thick, dar nu foarte tare. Ozold of Karim, Darkmoon Knightess, Darkstalker Kath. Zygmire, bă, ce prostii vorbim aici. Zygmire e the thickest boy. Nici mai citesc restul. Havel the Rock nu l-am văzut fără armură, dar am impresia că nu este. Nici eu nu l-am văzut fără armură niciodată. Zygmire of Katarina, voi vota aici și the thickest boss in Dark Souls, Silent Demon, care e contender la noi, Bell Gargoyle, nu, Capra Demon, nu, Ceaseless Discharge, nu-i thick, e prea deathly, Centipede Demon, nu, Chaos Witch, Quillag, nu. Nu este ca Crossbreed Priscilla, definitely nu, Gwendolyn nu, Demon Fire Sage are același model ca și Asylum Demon-ul, Four Kings Gaping Dragon, Great Grey Wolf, Sif, Gwyn, Lord of Cinder, Iron Golem, Moonlight Butterfly, Nito, Ornstein, Smaug, mă! Da! Smaug e destul de thick. Da, Smaug e! Nu știu că e la fel de thick ca Asylum Demon-ul, / Stray Demon. Sith the Scaleless, Stray Demon, Taurus, Bed of Chaos, Artorias...
Black Dragon Calamite, Manus sau The Sanctuary, Sanctuary Guardian. Voi vota cu The Stray Demon, hai să vedem rezultatele. Ia vezi. I have to agree to cookies, nu mersi. You kind of have to, okay. Ca să fii no, fake. Nu, nu, că am reușit să... Da. Așa, hai să vedem. Ce a votat lumea? Prosti. Dintre 44 de oameni, avem 7% au votat Big Hat Logan. Greșit. 14% Quelana of Izalith. Greșit. Mamă, ți-a aruncat cumva un orb de... Nu, da, am vrut, am vrut să dodge și da, și am intrat în coloană și mi-a aruncat și orb. Mă, uite da, cât nu, de mare e, mă! Dacă te duci, dacă te duci la distanță în fața lui, aparent face chestia aia. Ia, ce-a mai votat lumea? Ce prostii! Oamenii nu știu, nu știu să voteze, nu știu. Andreo Vastora nu-i thick, e buff. Solero Vastora, da, este thick, dar nimeni nu a votat cu, cu Ziegmeier. What the fuck? Ba, uite, Ziegmeier, 16%. Și între Bosch, Princess Guinevere, fals, deși, ba, e un pic. Princess Guinevere și Iron Knight, Tarkus. Nu, oamenii ăștia votează greșit. Și nu a votat nimeni cu Asylum Demon. Nu-mi place. Ăștia, cred că trebuie neapărat să fii atras sexual de ei. Păi, dacă e fake. A, da, e obligatoriu. I mean, obligatoriu. Crossbreed Priscilla nu este. Nu mai place acest, nu mai place acest critică. No, man, no, I... critică no, culturală. No. I gotta focus, man. Hai că poți. Știu că pot, dar... Te las și în prelungiri. Oh, nu. Bună. Hello. You are jerky like me. Hello, brother. Do you know the way? He knows the way. He knows. Look at him. He knows what's up. Am rezistat tentației de a face accentul rasist original al memei. Te rog, nu. It's bad. It's găinușă. Da, bad. Da, am râs. Am râs când a apărut prima oară mema. Era hilarious prima oară când am era un VR chat. Da, era un râs din ala visceral de... Mai mult că se adunau toți în jurul personajelor. Da, și... da, da, era o chestie de țâcâială mai mult decât altceva, da. I gotta stop doing that. It's also, you're kind of butt ugly, but you thick, boy. Oh, yeah. Oh, stai yeah. Că te-o stampuit acum direct în freză. Da, dar mi-a plăcut. Lasă că... At some point I have to kill him. Da. Dacă nu o vei face tu. Anyway, da, Red Dead Redemption 2. Ah, da. Pe PC. Da, cu delay. Cu ceva delay. O lună. Știi care-i chestia? Un pic flexează, mi se pare că un pic flexează anti-Steam. Ăștia de la WoW, de la Rockstar. Absolut flexează anti-Steam. Pentru că pe toate platformele și toate magazinele online. Așa. Vezi că încă nu ești mort, cred. Nu, m-ai murit. M-am murit, așa zic. Mi s-a părut. Pe toate magazinele online și pe toate platformele apare în 5 noiembrie și doar pe Steam apare cu delay de o lună. Păi la vas le zic că we're here. Da, dar e un flex ciudat. E mai degrabă o amenințare de aia între doi barosani. Nu cred că, știi ce cred că e? Mai mult că vor să-și promoveze platforma lor, dar le-au și dat foarte mulți bani Epic. True. That could also be it. Chief. It checks out. Da, oricum o să avem pe PC. La fel ca și GTA 5 a apărut la un an distanță, un an și da. Ceva. Cred că mai mult, 2013 cred că a fost. Oh my god. Original. Și noi ca niște setilă ce suntem, o să-l cumpărăm. Nu, o să-mi iau, dar probabil că să-l iau la un moment dat, nu-l iau neapărat chiar când cum apare. Nici eu, dar vezi că din câte am înțeles este același regim ca și la GTA 5, it has improvements, it has new content. Da, 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 am înțeles. Nici mă aștept să nu aibă. Așa, bun. Mă nevază când dă stompul că nu sunt niciodată pe fază să plec. Da. Ia-o pe asta. Oh, yeah. And I have to do this 5 billion times. Bă, cu câtă poftă dă în pământ când... când dă cu Zweihander-ul.
De la fel dacă primeam Ultra Great Sword-ul de Black Knight. Da. Nu știu că era la fel de eficient raportat la staturi necesare ca și Zweihander-ul. Cred că are requirement-uri mai mari, dar are și damage mai mare și are un moveset interesant. E chestia în care te înfigi efectiv în pământ cu el și zgâri pământul și fugi în ei. Îmi place să mă înfig. Observ. Direct în atacurile lui. Da! They're honey to me. Da, hai, doamne, mișto... Zi. Zi. Nu, zi, zi. Trebuie să mă încălzesc, că n-am mai jucat ăsta de câte săptămâni și acum sunt back in the fray și ieșiți, for fucking stray demon, Paul. It's not a pushover. Adevărul este că e un boss destul de dificil așa la nivelul ăsta, pentru că are staturi mari, în principiu, aia e cam tot. Nu cam. Ce faci? Vreau să așa, iau o meritat, the shiny. Că tot fugea, tot dădea modelul mai departe și nu puteam să iau. Dacă nu poți să te farmezi pe aia 2 pentru 242 de souls, de 100 de ori, până când îți faci de un nivel. Nu merita. Știu. Dar m-am gândit, bine, de la propunerea ta. Așa. You do the mighty stomp. See what good that does you. Și acum lasă-mă la spate, așa. Oh, nu. Am dat pe lângă. Nu mi se întâmplă des asta. Nu. Nu, promit. Întreabă-mi foste boserițe. Ce coincidență, le am aici pe toate. La coadă. Oh, nu. La coada aia o soasă. Hey, yo. Da, mă, chiar sunt niște vertebre pe coadă, acum văd. Da, e foarte Geiger. La coadă, mm-hmm. Doar la coadă, restul e not Geiger. Da, restul e dummy thick, da. Restul e franzeta. Vreau să caut acum. Așa, hai să vedem. Thick xenomorph. Da, sigur e, sigur. Normal că este, nici nu. Oh, nu. Oh, nu, e bine, nu? Oh, nu. Da, există niște artwork de thick xenomorph pe internet. Oh, nu! Nu poți să inventezi nimica fără să vrea să-l fute cineva de pe internet. Bă, nu, cred că de fapt n-a existat, la momentul în care ai căutat s-a făcut. Da, așa cred și eu, se generează automat, e un AI care generează... Da, acolo o să ajungem. Lewds da. Pe net. Nu, o să cauți acolo unchiul Francisc și îți apare imediat news cu el. O să închid tabul ăsta că începe să-mi fie și un pic rușine. Oh! It's that thick. Da. Dar vreau să-mi spui un singur lucru. Zi. Boobs or not? Și cu și fără. Ok, nice. Cura aproape toate. Păi, well. N-ai cum fără. Dar și pus în ipostaze diverse. Oh, no. Tasteful. It's loads on the internet, Paul. They are what they are. Mă, dacă tot îmi iau cafteală, hai să zic ce-am mai citit și eu. Zice, că tu ai zis de The Boys, eu am citit la recomandarea prietenului de emisiune Alin, care efectiv a sunat ceva de genul: încearcă asta, o să-ți placă. Chestia aia, ți-ai amintit acum că ai zis de Grimdark chestii? Da, încearcă asta că o să-ți placă și ghiși ce, Paul. Ți-a plăcut? Oh, da. Cum se numește? Nemesis. Și dăm elevator pitch-ul. Elevator pitch-ul este că... In the grim dark future. Nu-mi zi premisa, zi-mi, descrie-mi comicul, etosul lui în câteva cuvinte. Este a goofy fantasy with a plot și great artwork. I don't have a good pitch for this, Paul. Trebuie să-ți zic câteva momente. E Warhammer 40k, dar wholesome. Pe asta vreau să zic la început. Nu-i wholesome. Știu că nu-i wholesome. E un pic mai grijă, wholesome, I guess. Na, te-ai băgat fix în... Lasă. Dar nu fascist. Ba da. Nu, adică nu-i... De ce mi-ai descris, nu glorifică fascismul. Nu. Este ce ar fi dacă Warhammer, dar în care ne batem cu fasciștii. Așa, da. E...
e Warhammer, dar fasciștii nu sunt singurii care pot fi catalogați ca fiind ăia buni. A apărut înainte de Warhammer și din ce mi-a zis și Alin, Enciclopedia Umană de comicuri ar cam sta la baza 40K-ului. A, da? A, înainte? Da, înainte. Wow. Și hai să încerc să mă concentrez la o descriere și să continui. Nu mai contează că, e, că nu mai ai Estus. Ok, Paul, poți să descriu chestia asta și să nu zi, mai mă da, bat cu de bunăciune asta. Două secunde, nu. După asta povestesc, stai puțin. Bine. Liniște totală, liniște totală. Nu, după ce vreau să fac acum, liniște totală, Paul, da? Ai cărămit la tine, îmi pare rău. Ai un bolțar în cap. Îmi place cum, făcând gluma asta de căcat, care ne-a să-i mănânci cu urul la Stray Demon, îi dodge atacurile mai bine decât când te bați. Dacă avea și damage, okay. Chestia pe care o faci. Wow. E ok. Așa, am înghețuit acel thickness. Nemesis, e o bandă desenată. Desenată de... doamne, O'Neill. O'Neill care a desenat și a ilustrat și The League of Extraordinary Gentlemen cu Alan Moore. Ah, da, ăla din Stargate, da. Vreau să zic Ed O'Neill. Dacă greșesc, I'm sorry. Nu, ăla este Al Bundy. E Al Bundy, nu? Da. Hai că te caut eu, Nemesis Artist. Caută, artist. Kevin O'Neill, mă, Kevin O'Neill, gata, Kevin okay, O'Neill. Bun. Și... umanitatea, in the grim dark future, după o apocalipsă, după ce, whatever, există într-o teocrație, oprește-mă dacă sunt cunoscut. Oh, iauzi. Există într-o teocrație condusă de un, înforsuită de un Grand Inquisitor, Torquemada. Și asta sună cunoscut. Pe lângă, lasă. V-ați zis cu four hammer. Vreau să zic, Warhammer 40K, dacă seamănă. Așa, teocrație, ok? Și în acest imperiu al omului, ai putea spune, există un rebel care duce o luptă de rezistență împotriva umanității, pentru că aceasta este foarte xenofobă și are ca misiune omorârea tuturor extraterestrilor din imperiu. Ok, sounds racist, but ok. Well... Și acest lider al rezistenței este personajul omonim, Nemesis. Și e un demon, he's a warlock. He's an alien species, dar arată ca un demon și they call him a warlock and a demon. It fits the whole dichotomy into leader religious, you know, you get it. De ce zic că e goofy câteodată? Că tipul... he's a scamp, câteodată e ruthless și eficient și se bate cu zeloții, dar câteodată he's just a scamp. Spre exemplu, îi promite unui lider din armata lui Torquemada că dacă se retrage pe planeta pe care o invadează, îi îndeplinește 3 dorințe. Și acest general zice că vrea bogății, vrea să fie tânăr și vrea să fie frumos. Și zice că îi îndeplinește două dorințe dacă acum pe loc și încă una dacă după ce se retrage. Și în timp ce se retrage, primește a treia dorință de a fi frumos, dar după aia avem un panel cu Nemesis care spune: tot timpul mi s-au părut frumoși, grohălienii de pe Bășinos 16, ceva de genul. Și se transformă într-o monstruozitate, omul. Bă, oamenii ăștia nu au citit The Monkey's Paw niciodată. Nu știu, dar e superb. Vine cineva să-ți pui o dorință și tu ești like, da, this one seems above board, o să-mi pun acum această dorință, o să fie tot ok. O să descriu cu termeni subiectivi și o să lasă omul exact să interpreteze, ok. Nici măcar când fur mireasa la o nuntă, nu scap de chestia asta. Vreau o sticlă de Jack și două sticle de aia micuță mostră. Sau o sticlă goală de Jack. Da, ai văzut o sticlă de Jack. Furatul miresei The Monkey's Paw. Tot timpul. Vreau mireasa. Și după aia rămâi cu ea și zice: da, mă, iau, gata. Nu așa, like, freedom. Glumesc.
în acel număr cu The Siege de pe planetă, armata oamenilor folosește ceea ce sunt descrise ca fiind ancient war machines, care sunt menținute în viață de către niște preoți, pentru că nu au decât manualul de instrucțiune la ele. Și da, Edgar, știu ce e 40K. Deci ăsta e Nemesis. Și da, îmi place la nebunie și în sfârșit pot să citesc niște 40K în care pot să root for somebody, nu să zic, care e mai puțin de căcat? Ăștia tuturor că mențin cât de cât ordine, măcar nu torturează lumea psionic tot timpul. Da, numai când e ok, numai când sunt răi, când decid ei că sunt răi. Da, nu știu, măcar nu fac comuniune cu demonii din Warp, I guess? Care sunt obiectiv malefici, demonii din Warp. Și nu știu că ai făcut o dezbatere cu ei vreodată. Hai să luăm pe Nergal, gata. Nergal, debate me. Pârț. Bine, Slanesh, debate me. Hai că facem o dezbatere acum. Dezbat pula. Și Tsench, da, și Tsench chiar face dezbatere și efectiv Ben Shapiro. Da, Ben Shapiro e Tsench. Și da, nu, clar. Aștept să-i apară ciocul și gata. Sau îi confundă. Tsench e pasărea, nu? Nu, Tsench e pasărea, da. Că știu din Warhammer Fantasy mai mult, că acolo apare, da, mai des în forma aia. Aceeași. Da, știu că e aceeași, dar... În... E singurul element 100% comun. Demonii haosului și demonii sunt aceiași și în fantasy și în 40K. Nu numai, dar și elfii sunt tot Eldar. Aceeași chestie. The Necrons, come on, sunt niște mumii care stau unde și elci dorm. Bine, da, înțeleg, dar nu sunt la fel, nu sunt efectiv la fel. Au un omolog. Da, exact. Înțeleg ce zici, că sunt același arhetip de fantasy SF, dar... Nu chiar aceeași chestie. Demonii chiar aceeași chestie. Da. Cred că e și canonic că universul 40K e același univers cu ăla Warhammer. Și universul 40K e același cu Warcraft. Da, exact. A fost un articol pe cota acum, a prins de la titlu, FMM, How did Warcraft got his name? Și spunea acolo, efectiv am citit o pagină întreagă în care spune că they liked the how it sounds și le plăcea că era modular, că poate să facă mai multe tipuri de jocuri și să schimbe numele, să păsteze craft. Da. Which is exactly what they did. Mai păcălit. Au făcut doar două. Dar contează, dar mai păcălit Kotaku, well played. Am crezut că e interesant. How did it get his name? It sounded cool. Yes, they liked it. Și cu atât a venit Samwise Didier și a spus că tot timpul vrea să facă un joc care se numește Warcraft. Well, he did it. Wow. There we go. That's... Deci țineți-vă de școală, copii. Da. Și învățați-vă craftul la meserie cum a făcut Samwise. N-avea pregătire formală. Știu că nu era... Și nici Madsen, dar se vede la Madsen. N-am văzut chestii sănătate de meță. Oh, da, dar sunt alaudate. Nu știu, ai un manual de Warcraft 2 la îndemână? Normal că nu. Nasol, Paul, eu am. Dacă eram în Windows... De unde aș avea un manual de Warcraft? Nu știu, de ce nu ești ca mine, Paul? De ce nu ai manualele la îndemână? Mai știi splash art-ul din meniul principal din Warcraft 2? Da. Ăla e meță. E destul de urât. Yeah, there we go. Acum te cred. Paul, eu n-am ce să mai fac aici. My job here is done. Da, deci nu mai vrei să... Pot să încerc în continuare, dar it's gonna... I am so not in the groove. Bine, e ok. E mișto, hai. I am engaged. Dar, da, dar nu pot să găsesc punctul. Îți dau voie să tap out. Au trecut oricum cele două ore care ți erau arondate. Oh my god. Ai zis gata, eu fac lui Edgar. Da, ești la închisoarea datornicilor acum. Ce-am făcut? Hai să stai să catartic să spargă vasele astea. Dacă mai ai ceva de spus, Paul? Absolut nimic. Sper că v-a plăcut să aflați cu noi etimologia diversă și variată a cuvântului penis. Și cum e asociat cu păsări. Da.
Așa că spălați-vă la cocoșel, băjegoșilor. Exact. Nu uitați să vă jupuiți Archaeopteryx-ul. Archaeopteryx. Frumos. Învață-ți dinozaurii. Să vă cum e, nu, Boyle. Să vă opăriți tiranozaurul. Oh, nu. Care se pare că ar fi avut pene. Sau nu? Nu, cred că până la urmă ori căzut de acord că nu au avut pene. Dacă tiranozaurul. Că avea... Deci tiranozaurul nu l-a stricat. Dar avea gât de curcan, asta știm. Da, da. Ok, deci era super roșu la cap și... N-am vrut, îmi pare, chiar n-am vrut, Paul. Eu zic să te abuși, să încheiem. Ok, nu, stai țin, mai am? Nu, oh, ba da. Ai un băiat. Eu cu a, get fucked. Așa, și voi două. Bank. Păi, în cazul ăsta, gluma e pe voi, dragi ascultători, că n-am făcut niciun progres. Mhm. Ai dab. Dab on dab. You. Dab, 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 dab. Pra, 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 ha, pra, pra. Trebuie oricum să mă opresc ca să pot să ies din ăsta. Exact. Ha, așa că, nu, oh. Ce vrei să vedeți să pici în arena bossului? Bromania face film despre Five Gang. Scris de pitici gratis. Enjoy. Dab, ah. Dab. Da. My job here is done. Bye. Ciao.